salut cu ocazia celui de-al doilea clip din seria întrebărilor. Prima întrebare a fost dacă această fotografie este trucată și cei mai mulți ați știut răspunsul, atât cei care mi-ați trimis e-mail-uri, cât și cei care ați comentat după primul clip. Ați găsit răspunsul corect și anume faptul că luna nu poate să fie cu partea întunecoasă spre soare, pentru că soarele este singura sursă de lumină din sistemul solar, singura sursă majoră de lumină din sistemul solar și toate corpurile cerești din sistemul solar primesc lumină de la soare. Și atunci fotografia adevărată este cea pe care o vedeți jos, adică luna are partea luminată spre soare, pentru că de acolo vine lumina. Deci răspunsul corect era, așa cum am spus, că fotografia este trucată. Luna are faze, adică își schimbă forma aparentă pe cer, pentru că putem vedea doar acea parte a ei pe care este zi. Partea lunii pe care e noapte, nu o vedem pentru că ea nu reflectă lumina, nu are ce lumină să reflecte pentru că nu ajunge lumina soarelui acolo. De pildă, dacă luna ar fi în poziția pe care vedeți în fotografie și ne-am uitat cu un telescop la ea, atunci am vedea-o cam așa, cum vedeți în fotografia de jos. Și acolo se vede clar că există acea parte a lunii care primește lumină de la soare, pe care este zi și doar acea parte o vedem. Iar acest desen ne explică fazele lunii. În primul desen avem lună nouă, vedeți un contur cu roșu desenat, este locul în care se găsește luna pe cer. E foarte aproape de discul solar. Sus, vedeți o zonă mai luminoasă, acolo undeva mai sus este soarele. Deci la lună nouă, luna e foarte aproape de discul solar undeva pe cer, dar nu o vedem pentru că ea este cu partea pe care e noapte spre noi. Apoi în poziția a doua vedeți ceva asemănător cu ce am avut noi în fotografia noastră. Adică începem să vedem o parte din zona lunii pe care este zi. În poziția a treia deja vedem jumătate de lună, în poziția a patra deja aproape toată luna, iar în poziția a cincea, când luna este aliniată cu Pământul și Soarele și se găsește în partea opusă Soarelui, așa cum vedeți în desen, atunci avem lună plină. Acum, s-ar putea să spuneți că așa cum apare pe desen, n-ar trebui să fie luna luminată de soare, ar trebui să avem eclipsă. Ajungem imediat și acolo. Dacă mergem mai departe, o să observăm că luna se întunecă pe partea din dreapta și se luminează, rămâne luminată pe partea din stânga, până când ajungem din nou să avem lună nouă. Asta înseamnă că, așa cum apare luna în pozițiile 2 și 3, o vedem seara, pentru că soarele este în dreapta ei, iar așa cum o vedem în pozițiile 7 și 8, o vedem dimineața. Și acum, referitor la eclipse, ceea ce am văzut în desenul nostru n-are nicio legătură cu eclipsele. În acest desen nu este eclipsă. Eclipsă de lună poate să apară doar când e lună plină. Adică pe desenul cu fazele lunii, așa cum vedem în figura a cincea. De ce nu apare de fiecare dată eclipsă de lună? Nu? Pentru că pe acest desen, luna se vede că e în spatele Pământului, ca să zicem așa, dacă spunem că fața Pământului e cea dinspre soare. De ce nu cade umbra Pământului de fiecare dată pe lună când luna se găsește în acea poziție? Pentru că, de fapt, desenul acesta nu-i corect, nu este la scară. Distanța dintre Pământ și Lună ar trebui să fie desenată mult mai mare decât vedem aici. Și de aceea, plus pentru că Luna, Pământul și Soarele nu se găsesc exact în același plan, de aceea se întâmplă destul de rar ca umbra Pământului să cadă pe Lună atunci când e lună plină, așa cum vedeți în acest desen, și atunci avem eclipsă.
Dar eclipsa este alt fenomen. La eclipsă, umbra Pământului cade pe suprafața Lunii, dar zona aceea din umbră a Lunii nu dispare complet. O vedem în continuare roșie, ca sângele. De ce? Pentru că atunci când pe Pământ este eclipsă de Lună, pe Lună este eclipsă de Soare. Iar dacă ar fi cineva pe Lună să vadă eclipsa de Soare, ar vedea discul Pământului, iar Pământul are atmosferă. Și atmosfera Pământului împrăștie foarte puternic razele de lumină verzi și albastre, dar mai puțin pe cele roșii. Și de aceea, de pe Lună, s-ar vedea discul Pământului care a acoperit discul Soarelui, dar în jurul Pământului s-ar vedea un inel strălucitor roșu, care e atmosfera. Și acea lumină roșie ajunge pe fața Lunii care se găsește în umbra Pământului și vedem în continuare acea parte a Lunii. Dar, repet, întrebarea mea n-a avut nicio legătură cu eclipsele. Dacă vă plac astfel de întrebări, întrebări de logică, de gândire, atunci vă recomand o carte pe care am scris-o mai de mult, dar recent, foarte recent, ieri, am publicat-o și în format e-book. Este cartea pe care o vedeți și care conține teste de logică, de gândire din 7 domenii: logică, fizică, matematică, afaceri, practică, limbaj și gândire spațial-vizuală. Pentru că există mai multe forme de inteligență. Există inteligența matematică, inteligența spațial-vizuală, inteligența limbajului, inteligența muzicală, inteligența emoțională și așa mai departe. Și cu ajutorul acestei cărți vă puteți măsura inteligența pe domeniile respective despre care v-am vorbit, pentru că fiecare dintre noi avem un domeniu al inteligenței la care suntem buni. Trebuie doar să descoperim care este domeniul respectiv. Prima întrebare din carte este chiar întrebarea din primul clip și am făcut intenționat acest lucru ca să promovez în felul acesta cartea. O puteți găsi pe site-ul editurii Letras, la secțiunea librărie, sau puteți ajunge direct la ea urmând link-ul pe care îl vedeți. În carte veți găsi peste 100 de întrebări, cele mai multe sub forma unor povestiri, și povestirile respective vă vor ajuta să vedeți anumite lucruri dintr-o perspectivă nouă. De fapt, mâine sau poimâine voi lansa și un clip pentru promovarea cărții și de acolo veți putea afla mai multe. Și acum să trecem la întrebarea de azi. În timpul celui de-al doilea război mondial, pentru a afla care sunt zonele vulnerabile ale avioanelor de bombardament, ale bombardierelor, armatele aliaților au făcut un studiu legat de locurile de pe corpul avioanelor în care acestea erau lovite de gloanțe. De fapt, voiau să găsească zonele cele mai vulnerabile pentru a le proteja cu blindaj. Iar problema era aceea că nu puteau proteja tot corpul avionului cu blindaj, pentru că avionul ar fi devenit atât de greu încât nici măcar nu s-ar fi putut ridica de la sol. Și dacă totuși s-ar fi putut ridica, n-ar mai fi putut să transporte nimic. Așa că era imperios necesar să găsească care sunt zonele vulnerabile ca să protejeze doar acele zone cu blindaj. Pentru a afla acest lucru, s-a procedat în felul următor. Exista o schiță a tipului respectiv de avion, așa cum vedeți, de pildă, schița din desen. Și pe schița respectivă, de câte ori se întorcea din misiune un avion de acel tip lovit de gloanțe, era marcat locul în care gloanțele au lovit bombardierul. De pildă, aici vedeți că un bombardier a fost lovit în aripa stângă. Apoi, în altă zi, se întorcea un alt bombardier care fusese lovit în aripa din dreapta și se marcau locurile loviturilor pe
aceeași schiță. În altă zi venea altul cu alte lovituri, apoi altul cu alte lovituri și așa mai departe. Și în felul acesta se adunau tot mai multe și mai multe puncte roșii pe schița avionului. Sigur că după un anumit timp au apărut o grămadă de astfel de puncte, cam așa cum vedeți în desen, și punctele respective nu erau distribuite omogen. Vedeți că există zone în care avem foarte multe lovituri și zone în care avem mai puține lovituri. Și întrebarea pe care vă pun este, bazându-ne pe această analiză grafică, care sunt zonele bombardierului care trebuie protejate? Și ca să vă ajut în formularea răspunsului, am făcut încă un desen în care am marcat mai multe zone și le-am numerotat. Așa că puteți să răspundeți pur și simplu spunând trebuie protejate zonele cu numărul cutare. Deci, repet întrebarea sub altă formă. Dacă ai fi responsabil cu protecția bombardierelor, pe care dintre zonele care apar pe desen le-ai propune pentru a fi blindate? Și răspunsurile voastre le vom discuta săptămâna viitoare, așa cum vom face de acum întotdeauna în playlistul acesta cu întrebări. Și nu uitați, în fiecare săptămână câte o întrebare. La revedere!